respective temeinice prin acordul liderilor grupurilor politice parlamentare reprezentate în Senat, Comisia Juridică ne putem recomanda altceva Senatului. Transmitem un punct de vedere întemeiat pe regulament și pe cutuma Senatului. Un nou complex de servicii sociale pentru copii a fost inaugurat azi în capitală. Mamele care vor să se întoarcă la serviciu înainte să termine concediul de maternitate își pot lăsa copiii la acest centru pentru a fi supravegheați 11 ore pe zi. Complexul are și o cantină socială, dar și un centru de zi pentru copii până în 14 ani. La etajul 1 erau gunoaie, nu scotea nimeni gunoaie, toată lumea arunca. Și asta este practic cantina Dacia care am mutat-o aici. După o investiție de aproape 1 milion de euro, complexul Casa cu Pitice a fost inaugurat. Complexul cuprinde un centru de îngrijire și educație pentru copiii până în 3 ani, o cantină socială dedicată exclusiv copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, dar și un centru de zi. În momentul ăsta sunt terminate 9, așa cum spuneam, asta este a 9-a. Complexul vine în ajutorul celor care doresc să se întoarcă la serviciu înainte ca perioada concediului de maternitate să expire. Astfel, mamele își pot lăsa copiii aici 11 ore pe zi. În această locație își pot lăsa copilul de la ora 7 până la ora 6, cu mici excepții, câteodată acest orar se poate prelungi. Centrul poate găzdui 75 de copii până în 3 ani. Pentru părinți, acest serviciu nu costă decât alocația zilnică de hrană, care este în valoare de 10 lei, însă având în vedere faptul că nu se primesc decât copii ai căror mămici se întorc la serviciu în perioada legală de creștere a copilului, acesta beneficiază de etichetele de creșă oferite de angajator. Copiii din familiile defavorizate vor putea și ei apela la serviciile acestui centru. Cum poți să pierzi bani europeni sau bani publici? Este o artă în România. În unele locuri din țară s-ar